Bună dimineața! Sper că mă vedeți și mă auziți ok. Vă rog să-mi confirmați pe chat dacă totul este în regulă. Vă mulțumesc că ați intrat astăzi. Vom discuta despre o altă opțiune foarte importantă de a persista datele local, dar înainte de aceasta aș dori să discutăm despre tema pentru următorul laborator. Foarte mulți studenți îmi scriu că nu știu unde să depună tema pentru al doilea laborator. Deci pe pagina cursului o să vedeți aici un link, Assessment Plan, în care, cum am zis și data trecută și la laborator, prezentăm termenele pe când ne așteptăm să fie depuse pentru nota maximă, și la fiecare laborator o să vedeți un link, e același link aici, prin care puteți să vă creați un repository privat pe GitHub unde o să depuneți tema pentru laboratorul respectiv. Sper să fie destul de clar. Intuitiv să se facă, folosind un cont de GitHub, o să faceți legătura între contul dumneavoastră de GitHub și contul primit de la universitate, și prin asta o să vi se creeze o legătură și un repository privat. Dacă sunt întrebări, vă rog să le lăsați în chat. Cum am zis, discutăm despre o opțiune prin care putem să persistăm datele local. Data trecută am discutat cum putem accesa, să zicem, discul local sau storage-ul local, atât cel intern și cel extern, cum putem folosi preferințele acelea shared pentru a partaja unele preferințe sau preferințe normale pentru a ține informație necesară configurării aplicației. Dacă și în cele mai multe cazuri avem nevoie de a memora mult mai mult decât o cheie și o valoare, să zicem, și valoarea respectivă să fie mult mai mult decât un primitiv, atunci trebuie să folosim o bază de date locală. Avem mai multe opțiuni, o să le prezentăm în ordinea de pe slide. Nu impunem o anumită cerință, să zicem, să folosiți la laborator un anumit framework. Puteți alege și decide dumneavoastră care credeți că se potrivește cel mai bine pentru aplicația dumneavoastră. O să vedeți că fiecare are avantaje și dezavantaje și unele dintre ele se pretează mai bine decât celelalte pentru anumite scenarii. Acum, ca să discutăm de ce am avea nevoie de o bază de date locală, am mai discutat cu unii dintre dumneavoastră la laborator, nu neapărat pentru, să zicem, a avea un cache local, ci mai mult pentru a ne asigura că utilizatorii au tot timpul, indiferent de conexiunea lor la internet, au acces la datele pe care le-au creat sau datele lor de interes. Și mai mult de atât, pentru a ne asigura că odată ce utilizatorul introduce ceva date în aplicație, acelea nu se pierd. Mulțumesc, Timotei, pentru confirmare. Deci, pe lângă, să zicem, avantajul de a avea un cache care să ne ofere o viteză mărită în a prezenta și a îi oferi utilizatorului o interacțiune fluidă cu aplicația noastră, ne și asigurăm, și după mine acesta este cel mai mare avantaj, ne asigurăm că datele pe care
utilizatorul le, să zicem, gestionează în aplicația noastră, nu se pierd. Sau minimizăm la maxim șansa de a pierde aceste date. Printre primele framework-uri care au fost disponibile pe platforma Android, este chiar de la prima versiune, este SQLite. Acesta, o să vedeți, este o bază de date NoSQL. Ne permite să stocăm și să interogăm datele cu folosind un limbaj asemănător cu cel de la bază de date relaționale. Deci o să facem query-uri și proiecții asemănătoare cu cele studiate la cursul de bază de date. Și ca și, să zicem, bune practici, chiar de la început s-a insistat să avem un contract între aplicația noastră și bază de date, acest contract fiind o interfață prin care stabilim, cum vedem și pe slide aici, numele tabelei, câmpurile, numele câmpurilor și asta deoarece trebuie să, o să vedeți printre avantaje și dezavantaje, trebuie să ne asigurăm că folosim numele entităților corecte, deoarece nu avem o validare, să zicem, la compile time, la numele entităților. Pentru a putea accesa bază de date, trebuie să creăm un, așa zis, helper, o clasă de ajutor, în care o să stabilim care este statementul care ne creează tabelele și aici vedeți cum putem să folosim acele triple quotes, trei ghilimele duble pentru a scrie pe mai multe rânduri un string. Această opțiune e disponibilă în Kotlin. În Java, după cum știți, trebuie să concatenăm stringurile. De asemenea, aici puteți să vedeți cum putem să ne referim la variabile din contract pentru a ne asigura că atunci când o să facem o refactorizare, să zicem, și redenumim sau modificăm ceva câmpuri, helperul nostru este la zi. Deci creăm un tabel, sintaxa este asemănătoare ca și la engine-urile studiate la baze de date relaționale. Pe lângă, să zicem, statementul de creare a tabelelor, o să avem și un statement prin care distrugem tabelele. Asta deoarece când utilizatorul dezinstalează sau migrează de la o versiune la alta a aplicației, framework-ul în spate o să poată să ne ruleze automat un plan de migrare prin care poate să șteargă unele tabele sau să construiască unele tabele. Odată ce avem, să zicem, acea logică, helperul nostru trebuie să implementeze aceste callback-uri on create, on upgrade, on downgrade. Și folosind aceste două metode, o să poată să treacă de la o versiune la alta, când facem update sau când instalăm prima dată, să ne creeze efectiv bază de date. Și aici vedeți că extindem, clasa noastră extinde SQLite Open Handler, la care specificăm contextul și aici prin context, după cum ați văzut până acum, ne referim la aplicația curentă sau la activitatea sau fragmentul curent, deci din oricare putem să creăm un helper. Database name o să fie numele bazei de date și database version o să fie versiunea curentă a bazei de date. Această informație de aici o să-i permită sistemului în momentul în care instalăm un upgrade de aplicație, să zicem, facem deploy la o aplicație nouă, să determine dacă baza de date local este
la ultima versiune sau este o versiune mai nouă sau mai veche. Se poate întâmpla să instalăm, să zicem, și o versiune a aplicației mai veche decât sau care folosește o bază de date cu o versiune mai veche decât cea instalată pe device-ul utilizatorului, în momentul în care, să zicem, utilizatorul schimbă versiunea de la unei aplicații de la beta la stable, să spunem, sau face rollback la o anumită versiune. În momentul în care avem diferențe între versiunea pe care aplicația ar dori să o acceseze și versiunea care se află pe device, o să se apeleze fie on upgrade pentru a migra de la versiunea veche la versiunea nouă, și aici avem șansa să prezentăm pașii care execută această migrare, și aici noi, ca și dezvoltatori, o să definim fiecare, să zicem, operație care ne migrează baza de date de la versiunea veche la versiunea nouă. Asemănător, dacă se instalează o versiune a aplicației care folosește o, să zicem, versiune a engine-ului, a schemei noastre mai veche, atunci se apelează on downgrade. Ca și constante, vedeți, le-am definit într-un companion object. Cum ziceam și până acum, companion object în Kotlin este asemănător cu clase statice în Java. Adică sunt câmpuri care sunt legate de clasă, nu de instanță. Și aici specificăm versiunea curentă a bazei de date, și aici de fiecare dată când o să modificăm, mai adăugăm tabele sau ștergem sau adăugăm câmpuri în tabelele existente, o să incrementăm versiunea de bază de date. Iar database name este numele bazei de date pe care dorim să o creăm și să o accesăm. O să vedeți că putem să creăm mai multe baze de date, ele constrângerea fiind să aibă nume diferite. Deci, sunt foarte importante versiunea și numele care le dăm la helper. Și cum am zis, migrarea se face de la versiunea veche la versiunea nouă. Acum, pentru fiecare engine pe care, sau framework pe care îl studiem, o să studiem cele patru operații CRUD de care dumneavoastră la laborator pentru temele de acasă o să aveți nevoie. Pentru a insera date în SQLite avem nevoie de helper-ul care l-am definit. Odată având helper-ul respectiv, trebuie să decidem ce fel de operație trebuie să facem. Dacă e o operație care modifică datele, atunci o să avem nevoie de o referință la bază de date care să ne permite să scriem în bază de date. Și aici vedeți cum, folosind Database Helper, Writable Database, obținem o referință care ne permite să adăugăm, să modificăm conținutul bazei de date. Cum am zis, este o bază de date NoSQL în care informația se memorează folosind un tuplu cheie valoare. Pentru a introduce sau pentru a insera date în bază de date, o să folosim acest obiect content value, în care introducem acele perechi, cheie și valoare. Aici, după cum vedeți, folosim acel contract pentru a ne asigura că folosim numele câmpului care trebuie. Apply, cum ziceam și înainte, este o metodă prin care Kotlin ne permite să apelăm aceeași sau mai multe metode, în cazul nostru aceeași metodă, pe același obiect fără a mai scrie referința. Deci toate metodele care le adăugăm în corpul de apply vor fi executate pe rând la obiectul din apply. Și aici vedem cum stabilim un titlu, un subtitlu
și apoi folosim operația de insert pentru a insera. Pentru a interoga o tabelă sau mai multe tabele din baza noastră de date, nu avem nevoie de o referință writable. Aici folosim doar pentru a citi informații sau deci un readable database. Asemănător cu ce făceam în engine-ul de bază de date relaționale, o să stabilim ce am vrea să ni se returneze și aici printr-un array numit proiecție, stabilim că vrem să avem ID-ul ca și informații de returnare, titlu și subtitlu. Apoi specificăm un criteriu pentru selecția datelor, dacă vrem să luăm anumite rânduri, să nu luăm tot, specificăm o selecție și vedeți cum, la fel folosind contractul, stabilim că am vrea să facem o interogare folosind câmpul titlu. Și aici, ca și la prepared statement în Java, îi spunem că valoarea va fi definită. Separat îi specificăm care va fi valoarea printr-un array, deci aici teoretic putem să avem mai multe câmpuri pe care facem interogarea și apoi în selection arguments stabilim care sunt valorile pe care le facem, le vom folosi în selecție. În spate se folosește un mecanism asemănător la prepare statement, de asta stabilim separat, să zicem, forma interogării și valorile argumentelor. Pentru a putea compila și odată compilată interogarea, doar o să schimbăm valorile argumentelor și o să se execute mult mai rapid interogarea. De asemenea, putem specifica și, să zicem, informație prin care să grupăm datele sau să le filtrăm. Noi aici am specificat doar cum să se facă o sortare. Odată ce avem toate acele informații, folosind database, referința noastră, query, îi specificăm tabela pe care vrem să facem această interogare, proiecția, selecția, valorile argumentelor, dacă avem, să zicem, câmpuri după care să se facă gruparea și filtrarea per grup, și informația după care să se sorteze, iar ca și rezultat o să primim un cursor. Dacă ați folosit baze de date relaționale, termenii aceștia vă sunt cunoscuți. Folosind acel cursor, o să putem să parcurgem rezultatul și aici vedeți cum putem să exprimăm acest lucru în Kotlin. Deci ne pregătim o listă în care să memorăm ID-urile pe care le-am cerut și apoi, folosind cursorul, cât timp mai avem date în cursorul respectiv, extragem câte un long din acel result set. Și aici, cum am zis și înainte, și la interogare și la inserare, în loc să menținem, să zicem, stringuri literal, la coloane ne referim de acel contract. Și spunem să ne obțină folosind numele coloanei. Deci, get column index o să ne permită să folosim, să extragem indexul coloanei după nume. Pentru a șterge ceva asemănător cu insert, deoarece modificăm ceva la bază de date, o să avem tot o referință pentru a scrie. Aici, din cauza că putem să ștergem unul sau mai multe rânduri odată, asemănător cu query, e o combinație între query și insert, să zicem, stabilim o selecție, valorile pentru selecția respectivă și apoi folosind operația delete pe un anumit tabel cu selecția și valorile pentru selecția respectivă
ștergem efectiv câmpurile respective. Operația de update este și ea asemănătoare și foarte simplă, cum am văzut și la restul. Aici tot o operație care modifică conținutul, deci tot un readable database o să obținem. Stabilim valoarea pe care vrem să o alterăm și spunem la coloana nume, îi stabilim valoarea de titlu și apoi cu selecția și cu argumentul selectăm câmpurile la care vrem să adăugăm noua sau să facem, să modificăm valoarea. Și spunem toate câmpurile, toate înregistrările la care titlul este are valoarea my old title, o să-i punem ca și valoare my new title. Și vedeți, folosind update, specificăm tot așa tabelul, content value, și aici putem să punem mai multe intrări, să zicem, să modificăm titlul, ID-ul, numele, și la toate rândurile sau în rezultatul selecției o să ni se aplice modificările care le-am specificat. Ca și, să zicem, mod de a executa aceste operații, de regulă o să creăm acel helper în on start sau un on create la activitatea noastră, apoi obținem o referință fie de citire sau scriere, iar când suntem gata cu accesul la, să zicem, la flow-ul nostru, la cazul de utilizare, în on destroy o să închidem acea referință la helper. Deci trebuie să avem grijă, e important să distrugem acea referință. Avem o observație aici, trebuie să avem grijă să folosim acel contract, deoarece, cum ziceam și la început, nu se face o verificare, o validare la compile time. Deci acolo putem să scriem în proiecții și în argumente orice. Și verificarea o să se facă doar la runtime. Acolo o să primim o eroare și o să ne zică că nu știe cine este câmpul cu numele respectiv sau avem o greșeală în query-ul respectiv. De asemenea, un dezavantaj destul de mare e că trebuie să scriem foarte mult cod. Pentru a insera ceva, trebuie să facem acel content value. Când obținem datele, trebuie să parcurgem cursorul respectiv. O să vedeți că în framework-urile alternative nu mai trebuie să menținem chiar așa, să zicem, atâta cod. Avem o aplicație, cred că era chiar asta deschisă sau nu. Da, este aceasta de aici. O să pornesc. Deci e o aplicație care, asemănător cu mulți dintre voi, creează anumite notițe sau task-uri, dacă vreți, și folosește operațiile CRUD. Dacă ne uităm în main activity, o să vedeți aici cum, ignorăm un pic partea asta, în onCreate folosim value binder, dacă vreți, ca să facem legătura între layout, între fișierul nostru de layout și main activity. Odată ce am făcut acea legătură, facem o interogare aici. Vrem să încărcăm toate datele. Și dacă ne uităm la această metodă, o să vedeți că facem ceva asemănător cu ce am făcut pe slide. Obținem, folosind acest manager, toate interogările și apoi le introducem într-un adapter
ca să le arătăm într-un recycle view, într-un list view în cazul nostru. Și aici vedeți cum pentru fiecare câmp trebuie să-i specificăm numele ca să obținem un index și apoi odată ce avem indexul respectiv, din cursor îi spunem ce vrem să luăm de la indexul respectiv. Odată ce avem informația, creăm o notă. O notă are structura de aici, un ID, un titlu și un conținut. Și o adăugăm în lista noastră, în adapterul nostru. Ca și, să zicem așa, helper și manager, cum am văzut și pe site, trebuie să avem un acces la bază de date și aici vedeți cum folosim această expresie lambda by lazy. Aceasta este o construcție în Kotlin care ne permite să inițializăm un obiect doar în momentul în care este nevoie de acel obiect. Și puteți să adăugați niște loguri aici și să vedeți că o să se creeze doar în momentul în care dorim să accesăm sau să facem acea interogare. Și apoi ne-am definit în managerul nostru, repozitoriul nostru, operațiile de CRUD, de inserare, să obținem toate datele, să ștergem o interogare după o selecție și să facem update. De asemenea, am folosit acel close care în activitate, dacă ați observat, în momentul în care distrugem activitatea, apelăm acel close de la manager. Pentru a arăta informația, cum am spus, folosim un list view și aici ai definit adaptorul pentru acel list view. Când selectăm ceva, un element și îi dăm delete, vedeți cum folosim database managerul și ștergem interogarea respectivă. După ce am șters ceva din lista de la list view, trebuie să notificăm list view sau recycle view pentru a ști că să zicem relația sau suportul care menține datele, colecția care menține datele s-a modificat. Folosind acest call notify dataset change, automat list view sau recycle view o să facă repaint și o să ne prezinte datele actuale. Ce aș vrea să mai fim atenți aici și să ne asigurăm că am înțeles este, să zicem, la scenariul acesta când introducem o notă. Deci în toolbar avem acea iconiță să introducem o nouă notă, test 2, test și dăm add. După cum am zis la laborator, dorim ca operația de add să se întoarcă la lista precedentă. Deci nu am creat o nouă aplicație, o nouă activitate. Vedeți că dacă dăm back, se revine la ecranul telefonului, la home. De asemenea, putem vedea că dacă îi dăm restart la aplicație, tot ce am creat până în momentul respectiv se află în aplicația noastră, deci nu a dispărut, este persistat fizic. Deci, cum ziceam, în momentul în care adăugăm ceva, ne mutăm la altă aplicație sau la alt fragment, iar în momentul în care din fragmentul respectiv am dat add sau save sau back, am vrea să revenim la lista inițială. Și în lista inițială dorim să vedem informația care tocmai a fost modificată sau adăugată. Acum o să vedeți că sunt multe implementări în exemple și tutoriale pe internet care realizează acest lucru prin
să zicem, interoga bază de date și a recrea toată lista. Deci o să vedem că o să avem aici în cod, în onRestart, o să avem un call care șterge totul din bază de date, să zicem, sau nu din bază, scuze, din recycle view sau din listă, și apoi face iară interogarea aceasta inițială, load query all, sau încarcă tot. Nu îi indicați să se folosească o astfel de abordare, deoarece teoretic putem să avem foarte multe date în bază de date și să dureze foarte mult operația respectivă. Și nu numai că durează, să zicem, dar consumă procesor și baterie. Deci nu numai că îi oferă utilizatorului o experiență neplăcută, îi și consumă baterie. Deci ca și mod, să zicem, de lucru, ce vă recomand eu este să, atunci când deschidem o nouă activitate, să zicem prin edit sau add, ne mutăm la noua activitate și aici haideți să arătăm cum facem. Deci în momentul în care am dat click pe add, pe acel buton, aici vedeți că am folosit acel meniu din toolbar și am verificat dacă itemul este add, avem un log. Aceste loguri sunt foarte importante pentru a depana și o să vedeți la un curs viitor cum, folosind aceste loguri, avem mecanisme prin care putem să refacem contextul și să vedem care era contextul în momentul în care ni s-a generat o excepție sau o eroare. Deci am logat ce operație am vrea să facem și apoi, folosind intent, îi spunem că am vrea să schimbăm activitatea curentă în node activity și aici folosim un launcher pe care l-am definit noi, un obiect care ne permite să lansăm acest intent. Node activity launcher este definit aici și folosim acest call register for activity result. Adică vrem să înregistrăm o nouă activitate, să facă start la activitatea respectivă, dar dorim rezultat de la activitatea respectivă. Adică în momentul în care activitatea respectivă își încheie ciclul de viață, când revenim în activitatea părinte, la lista noastră aici, dorim să primim un rezultat, iar rezultatul respectiv o să fie consumat de lambda-ul prezentat aici. Ok? Aici avem iară un log pentru debug și verificăm dacă rezultatul pe care le-am primit are codul ok, adică nu ni s-a semnalat din partea de detalii, să zicem, de update sau de add, că am avea o eroare, atunci extragem din bundle, intentul are un bundle numit extras, în care putem să punem primitive, cum ar fi ID-ul, titlul, conținutul. Le extragem și apoi creăm obiectul nostru note pe care lista știe să-l consume, iar aici ce facem, din cauza că reutilizăm ecranele de add și edit, vedem dacă avem un ID care se regăsește în listă, înseamnă că am revenit de la o operație de update și căutăm, folosind find, căutăm în lista noastră notița cu ID-ul respectiv. Dacă am găsit-o, facem update la conținut și logăm acest lucru. Dacă nu, înseamnă că este o notă nouă și o adăugăm pur și simplu. La fel cum am făcut și la operația de delete, notificăm adaptorul că am modificat conținutul. Și asta o să ne asigure că informația o să se arate pe ecran. Deci în loc să reinterogăm bază de date și să distrugem tot ce am avut în memorie și să reconstruim toată lista,
pur și simplu adăugăm conținutul nou în listă sau modificăm conținutul la operația de update. Pentru operația de delete, deoarece aici suntem, am implementat-o direct în adaptor, vedeți cum ștergem din bază de date direct informația și apoi o ștergem din listă, notița, și facem notify data set change. Deci nu trebuie neapărat, n-am făcut într-o activitate separată, nu ne trebuie acest mecanism de launch ca să lansăm o nouă activitate și apoi să obținem rezultatul de la activitatea respectivă. Și acum să vedem ce se întâmplă în cealaltă parte, în activitate. Deci când activitatea se creează, prin intent obținem dacă este add, n-o să obținem nimic, deci o să fie un bundle gol și nu obținem nimic, că e vid, și atunci nu populăm nimic aici, dar dacă avem informații în bundle, înseamnă că am venit cu o operație de editare, de update, și atunci avem informații în bundle și vedem aici cum verificăm și obținem, extragem ID-ul. Dacă ID-ul e diferit de 0, deci e o operație de update, atunci extragem și titlul și conținutul curent. Și modificăm și la buton, să nu mai zică add, îi zicem să zică update în cazul ăsta. În momentul în care se apasă pe buton, puteam să alegem să trimitem datele înapoi și acolo să se persiste. În cazul de față am ales să persistăm datele aici și vedeți cum obținem referința la manager, construim acel content value, îi setăm titlul, setăm conținutul și apoi dacă avem ID o să facem update, dacă nu avem ID facem insert. În momentul în care am făcut insert obținem ID-ul notiței respective, pe care o să-l trimitem înapoi la activitate. Și aici vedem cum trimitem informații înapoi la activitatea părinte. Tot printr-un intent, ne creăm obiectul nostru note pe care vrem să-l folosim pentru a extrage informația, să zicem. Și apoi în bundle, cu put extra, îi specificăm câmpul și valoarea care vrem să o trimitem. După ce avem intentul creat, folosim acest apel setResult, îi spunem cum o să fie rezultatul și aici dacă avem eroare o să-i spunem error sau ce tip de rezultat am vrea să fie și apoi îi spunem intentul. După care închidem activitatea respectivă, îi dăm finish. În momentul în care am dat finish, activitatea se închide și revenim la activitatea părinte. În activitatea părinte, deoarece am pornit activitatea cu launcherul respectiv și am zis că vrem rezultat, o să ni se apeleze callback-ul de aici. Aici, după cum vedeți, am zis, verificăm rezultatul și din bundle extragem informația pe care o introducem în list view-ul nostru. Și aici puteți să vedeți că putem face delete, putem face adăugare, după cum am văzut și înainte, și putem face de asemenea și update. Deci face operațiile crud, cele patru operații crud pe domeniul nostru. Vă rog să vă uitați și să fiți atenți la modul în care transmitem și primim date. Să nu recreăm activitățile, să nu recreăm listele, să adăugăm și să modificăm doar ce a dorit utilizatorul. Ok, revenim la slide-uri. Ca și alternativă, deci chiar la început, în primii ani după ce a apărut primul iPhone și primul device cu Android,
Mulți dintre utilizatorii, dezvoltatorii de aplicații mobile au văzut că pe ambele platforme suportul pentru a persista date era destul de greoi. După cum ați văzut și la SQLite, trebuie să scriem destul de mult cod și să folosim acele proiecții, interogări. Așa că un grup de dezvoltatori s-a hotărât să facă un engine, să zicem, care să fie obiectual. Și acest lucru cu content value și cu acele chei și valori ne forțează să ne schimbăm modul de gândire, să zicem, când la noi în domeniu avem obiecte, să le traducem, să le proiectăm în chei și valori. Și atunci, cum ziceam, un grup de dezvoltatori s-au hotărât să facă o alternativă de persistare la un numit Realm. Inițial era disponibil doar pentru mobil, dar acum e disponibil peste tot și pe toate platformele. Se poate folosi și pe web și pe partea de server. Sunt implementări pentru toate limbajele, Java, San Marino, Python și așa mai departe. Și recent, adică de vreo 3 sau 4 ani, a fost achiziționat de MongoDB. MongoDB, probabil ați auzit, e un engine destul de important în NoSQL și poate fi folosit și cu MongoDB ca și persistență. Acum, ca să folosim acest engine de persistență, trebuie să adăugăm această dependență în fișierul de configurare de la nivel de proiect. Acum, ultima versiune de stable este 10.8.0, dar trebuie să verificați că se modifică destul de des, cum ziceam, la nivel de proiect, iar la nivel de modul o să adăugăm acest plugin pentru IDE să ne ajute să ne genereze cod. Realm Android. Odată având acel plugin instalat și dependința, o să definim obiecte simple. De exemplu, o clasă câine care extinde, deci asta este, să zicem așa, cerința de la Realm, trebuie să extindă Realm Object. Asta e așa cu două tăișuri, și avantaj și dezavantaj. Câteodată, în cele mai multe cazuri, e foarte simplu, deci am extins Realm Object și beneficiem de persistență automat. Deci, în momentul în care am extins, framework-ul o să detecteze că vrem să persistăm acest obiect și ne generează el automat cod pentru operațiile CRUD pe acest obiect. Dezavantajul fiind că dacă vrem să moștenim, să persistăm o ierarhie în care se moștenesc să zicem comportament și structură, nu putem așa ușor, că nu ne permite să facem moștenire multiplă. Dacă să trecem peste asta, dacă persistăm obiecte simple, cum ar fi un obiect de tipul câine, avem un nume. Aici folosim constructul acesta cu semnul întrebării la tip, deoarece vrem să suportăm și valori null. Iar ca să definim o relație, să zicem, între acest câine și obiectul persoană, o să folosim această anotare, linking object, și spunem că e legat de obiectul câine, owner, care este de asemenea un obiect persistat, real result, o persoană. Și aici persoana vedem cum are o cheie primară, un ID, un nume, o vârstă și are o referință la obiectul nostru câine. Și de asemenea
este și el un Realm Object. Ok? Deci în constructor am definit câmpurile cu valori implicite, 0 pentru întregi, pentru string, stringul vid, și relația aceasta e definită în obiectul câine, ca având un owner, un proprietar. Ok? Odată ce am definit acele obiecte ca extinzând Realm Object, putem să le folosim normal ca și orice alt obiect, deci construim o instanță de câine, îi stabilim un nume și o vârstă. Pentru a inițializa bază de date o să folosim această construcție Realm Init, îi spunem contextul, aplicația sau activitatea în cazul nostru și apoi obținem o referință la bază de date. Realm get default instance. O să ne dea o referință. În momentul în care avem o referință, asemănător cu bază de date relaționale, o să zicem condiția de where, vrem să interogăm rezultate din clasa dog, în cazul nostru, la care vârsta este mai mică de 2 ani și vrem să le obținem pe toate. Deci folosim, să zicem, oarecum interogări sau concepte OOP, deci îi spunem la o colecție, un filtru și vrem să le obținem pe toate. Apoi, având o listă de aici, putem să îi obținem, să zicem, mărimea. Câte obiecte am obținut din bază de date. Dacă ați folosit JPA sau Hibernate, o să vedeți că modul de lucru este destul de asemănător, seamănă foarte mult cu clause de acolo. Și asta din cauza că cei care au implementat Realm au moștenit mult din conceptele de acolo. Ca să inserăm ceva la obiectul nostru person, foarte simplu, îl creăm. Ce e diferit față de, să zicem, de SQLite, e că executăm totul într-o tranzacție. Deci începem un Realm transaction în care avem referința la bază de date și apoi de fiecare dată când vrem să creăm un obiect care să se persiste, o să folosim Realm create object. Îi zicem tipul, ID-ul pe care vrem să îl dăm și apoi câmpurile. În momentul în care s-a ieșit din acest corp, s-a terminat tranzacția, obiectul s-a persistat. Ok? Deci e foarte simplu. Ca să interogăm ceva, același obiect person, am vrea să vedem toate persoanele care au vârsta 22, să zicem, folosind where, obiectul, deci nu mai avem tabele, nu mai avem contract, și îi spunem operația de filtrare, vârsta, valoarea care vrem și obținem toate valorile din bază de date. Pentru a șterge ceva asemănător cu interogarea, să zicem, odată ce am obținut obiectele, putem să folosim delete all from real. Deci, la momentul în care am definit Realm Object, ni se generează parte din codul generat și operații de genul acesta, delete all, pe lângă insert și update. Pentru a face update, să zicem, la un obiect pe care l-am obținut din bază de date, tot așa, într-o tranzacție, efectiv îi modificăm valorile. Deci la persoană, obiectul, pe care l-am obținut înainte, îi modificăm numele și vârsta. În momentul în care s-a părăsit tranzacția, informația respectivă s-a modificat. Deci e mult mai ușor de întreținut codul și mult mai ușor de înțeles. Nu mai avem acele content value și foarte mult ni se simplifică și interogările și
operațiile de inserare și de ștergere. Avem alt demo numit Realm, care este o aplicație care numai demonstrează, deci nu implementăm toate operațiile CRUD, demonstrăm doar operațiile CRUD folosind un view. Dacă îi dăm drumul, deci în main activity, un pic să pornească. Deci avem un application pe care l-am definit aici în manifest ca și nume my application, deci application name, my application, în care inițializăm inițializăm bază de date. Deci în application-ul care aplicația noastră extinde application în on create facem realm init. Ok? După cum vedeți, aici am afișat ceva conținut. Dacă ne uităm în main activity, în on create, o să vedeți că creăm o configurare pentru bază de date și aici o să vedeți că sunt restricții. O să discutăm despre aceste restricții mai mult la un curs următor, când discutăm despre fire de execuție pe mobile. Ideea e că acum, pentru acest demo, executăm totul pe interfața grafică. Nu este indicat să se facă acest lucru, deoarece operațiile și interogările pot să dureze mult. Cum ziceam și când am discutat despre indicatori de progres, utilizatorul poate să perceapă aplicația ca fiind blocată dacă nu-i arătăm ceva indicator de progres și sistemul de operare, mai mult, dacă vede că firul de execuție care e responsabil cu menținerea componentelor sau interfeței grafice nu răspunde la interacțiunea cu utilizatorul, poate să ne restarteze aplicația, să ne prezinte un mesaj de eroare și să ne restarteze aplicația. Aici fiind un exemplu că cu date foarte puține, putem să executăm totul pe thread-ul de interfață grafică. Odată ce avem o configurare, cum am văzut, obținem o instanță, folosind o tranzacție, putem șterge tot din bază de date, să zicem. Și apoi, ca și operații CRUD, am listat aici și folosind această metodă showStatus, adăugăm pe ecran câte o linie. Și aici vedeți cum creăm acel person, cum am făcut și pe slide, nu-i nimic diferit. Folosim create object și setăm niște valori. În momentul în care se iese din tranzacție, informația este în bază de date. Deci am creat, insert, facem o interogare, căutăm persoana respectivă și o adăugăm pe ecran. Deci vedem aici că avem cu ID-ul respectiv, numele și vârsta respectivă. După cum vedeți, ID-ul respectiv, din cauza că aici la persoană noi l-am inițializat cu 0, nu. Deci nu, ce vreau să zic, nu, engine-ul nu are un mecanism prin care să ne genereze el ID-uri, trebuie să le specificăm noi. Și chiar dacă am adăugat, să zicem, aceeași entitate cu ID-ul 0, o să ni se suprascrie. Deci aici o să vedeți că după ce facem young person, dacă introducem și executăm un update, să zicem, sau un insert, în cazul de față am făcut un update, îi schimbăm numele și când arătăm iar informația, rămâne cu ID-ul 0 și are nou nume. Pentru a, să zicem, interoga date, am zis folosim where și apoi punem condiții și find all o să ne găsească toate înregistrările care
respectă acele condiții. Dacă o să vă uitați în OnCreate, aici avem mai multe, să zicem, moduri mai complexe de a insera și de a interoga bază de date. De asemenea, cum am zis, e indicat să nu executăm query-urile pe interfața grafică și aici am arătat cum putem să executăm într-un fir de execuție în background. Nu o să insistăm acum pe ce înseamnă aceste construcții. O să discutăm la un curs separat cum creăm fire de execuție și ce facem. Ideea e că tot ce o să executăm în acest corp o să se execute pe un thread de input-output în background, iar când avem rezultatul, să zicem, am executat acele query-uri complexe, rezultatul respectiv o să-l executăm pe thread-ul de UI, dispatchers main fiind thread-ul de UI, și aici arătăm rezultatul. Ok. Deci așa putem să folosim real. Jetpack Compose, după cum ziceam la un curs precedent, este un framework în cadrul framework-ului Android care și-a propus să definească atât tool-uri cât și librării care să ne ajute în a dezvolta mai ușor aplicații mobile, iar printre scopurile principale sunt cele listate aici, să accelereze dezvoltarea de aplicații, adică să le facem cât mai ușor, să eliminăm cât mai mult din codul, să zicem, care nu are legătură cu business-ul aplicației noastre, cod adiacent care ajută să implementăm regulile de business și să facem aplicații de o calitate mărită și să fie cât mai fiabile. În eforturile pe care le-au făcut cei de la Jetpack, au adresat și problema bazei de date. Cum am zis, SQLite, care e framework-ul propus inițial de Android, are anumite neajunsuri. De asemenea, și Realm are neajunsuri. O să vedeți, dacă o să vă uitați pe benchmark-uri la bază de date, Realm, în momentul în care se depășesc un anumit număr de înregistrări, începe să se degradeze performanța și atunci lumea folosea tot SQLite. Iar cei de la Jetpack Compose vin cu o alternativă. Mai mult de atât, cum am zis, încearcă să ne ofere librării pentru a putea dezvolta cât mai ușor aplicațiile și le-au împărțit în patru categorii: componente fundamentale pentru a, să zicem așa, blocurile de dezvoltare, componente arhitecturale care ne permit să ne organizăm componentele noastre ale aplicației pentru a fi ușor de menținut și dezvoltat funcționalități, componente pentru a defini comportamentul aplicației sau, să zicem așa, de a gestiona fluxurile de date, și componente de interfață utilizator. Aici o să vedeți că sunt mult mai mult decât cele pe care le-am listat noi aici. Ce am listat noi aici sunt doar, să zicem așa, componente mari sau librării mari. O parte din ele le-am văzut deja, cum ar fi KTX, acele librării care ne permit să căutăm ușor, să zicem, referințe în, sau să facem legătura între obiectele din elementele din XML cu obiectele din Java, data binding, să facem legătura între XML și obiectul
care se prezintă pe UI ca și date, fragmente și layout-uri. Am văzut cum ni se generează și cum putem să le utilizăm, să reorganizăm, să prezentăm informația în moduri diferite pentru utilizator. Astăzi o să discutăm despre Live Data, Room și View Model. Despre View Model am mai discutat, l-am mai utilizat și la cursul trecut, dar astăzi o să discutăm ceva mai mult. Fac parte din partea de arhitectură. Dacă inițial, să zicem, Google nu oferea niciun fel de constrângeri cum să ne, să zicem, facem arhitectura la aplicațiile noastre, de când a apărut Jetpack Compose, au început să pună accent foarte mult pe partea de arhitectură și să îndrume dezvoltatorii să folosească pattern-uri în a-și defini fluxurile în aplicațiile lor. Și acum, pentru a folosi librării din Jetpack Compose, o să vedeți că majoritatea sunt asemănătoare ca și mod de dependențe. Aici am listat cum putem să adăugăm dependențe pentru View Model și Live Data. În momentul de față se află la versiunea 2.3.1. Dacă avem nevoie numai de View Model, atunci avem o librărie, o dependență separată. Dacă avem nevoie de asemenea de Live Data, putem să folosim acea dependență separată. Dacă avem nevoie de ambele, este o dependență pentru ambele și conține mai mult decât View Model și Live Data. Ideea e că ne permite să depindem doar de ce avem nevoie, pentru a minimiza mărimea aplicației noastre. Deci în Build Gradle, la nivel de proiect, trebuie să ne asigurăm că avem repozitoriul Google și apoi în dependențele la nivel de modul să folosim librăriile de care avem nevoie. Acum, View Model am mai prezentat. Chiar la primul curs am zis că ciclurile de viață ale unei activități, am prezentat care sunt ciclurile de viață a unei activități și ziceam acolo că și la o simplă rotire de ecran, informația și layout-ul se distruge și se recrează o nouă activitate cu un nou layout. Deoarece în majoritatea cazurilor, informația care se prezintă utilizatorului este aceeași indiferent de orientare, să zicem, sau mai mult, de la o activitate la alta partajăm aceeași informații, cum am văzut și la prima aplicație pe care am prezentat-o, cea cu notele sau cu taskurile, dacă vreți. În activitatea de detaliu arătam o notiță. Când ne întorceam înapoi, arătam lista. Dacă recreăm de fiecare dată activitățile respective, o să trebuiască să recreăm modelele în memorie de fiecare dată. Deoarece acesta este un caz frecvent, cei de la Jetpack Compose au venit cu această implementare de MVVM, Model View View Model, în care View Modelul o să aibă ca și ciclu de viață aceeași mărime sau același timp cu activitatea, cu aplicația noastră. Deci cât timp activitatea este memorie, noi putem să memorăm ceva în acest view model, în scopul de view model, și o să fie disponibil indiferent de ciclu de viață al activității. Aici vedeți cum definim un view model, extindem view model și apoi ne creăm o listă, să zicem. Aici am folosit live data și o să discutăm îndată ce înseamnă și live data. După cum am văzut și într-un exemplu, folosim by lazy pentru a, să zicem, amâna acest apel doar
să se facă doar în momentul în care efectiv utilizatorul execută acel apel. Dacă ne imaginăm că avem o activitate care face mai multe operații, dacă nu am folosit by lazy și am defini lista de utilizatori, lista de animale, să zicem, lista de persoane, toate în model fără by lazy, în momentul în care s-ar crea modelul, toate cele interogări s-ar executa deodată și poate utilizatorul nici nu intră în secțiunea de, să zicem, animal de companie. Deci nu are rost să facem acea interogare sau în activitatea care ne prezintă utilizatorii. Folosind by lazy, doar în momentul în care în activitatea respectivă o să se facă get users, atunci o să se execute acea interogare. Și ce executăm aici ca și, să zicem, interogare, o să se poată să se facă asincron. Și de regulă o să facem într-un fir de execuție separat. Deci ViewModel este un obiect care are ca și durată de viață să zicem, se trăiește mai mult decât o activitate, decât stările intermediare pe care le are activitatea și ne permite să menținem starea modelul în viață. Odată ce am definit un astfel de view model, după cum am văzut și în cod, în exemple de la cursul precedent și chiar din cursul de astăzi, folosim un provider, îi spunem contextul în care am dori să obținem un view model și apoi zicem clasa pentru care vrem să ne creeze o instanță de view model. Odată ce avem acest view model, putem folosi metode definite, cum ar fi get users. Și aici, din cauza că folosim live data, putem să ascultăm toate modificările făcute pe lista noastră. Tot ce o să se execute în MyActivity o să fie pe thread-ul de interfață grafică, să zicem, iar în spate, modificările sau query-urile care se execută pot fi pe alte fire de execuție. În momentul în care vine rezultatul și se inserează în acest obiect Live Data, el o să fie disponibil pe UI. Folosind, cum am mai zis la un curs precedent, o să vedeți și îndată, Live Data este asemănător cu un observer și o să ne notifice de fiecare dată când s-a modificat ceva în lista noastră, astfel încât modificările o să apară pe fața grafică. Mai multe detalii despre View Model le găsiți la linkul prezentat. Și acum, Live Data a venit ca și răspuns la un, să zicem, pattern foarte, foarte întâlnit sau un flux foarte întâlnit în aplicațiile web și mobil, în care de pe o interfață grafică am vrea să observăm toate modificările care se fac pe un anumit obiect intern sau chiar pe o tabelă din bază de date. Live Data, cum ziceam, se comportă ca și un observer. Putem să ne înregistrăm la acel, să subscriem la acel observer. Ce ne garantează ei că nu o să se producă leak-uri de memorie, adică odată ce activitatea noastră sau view model-ul s-a distrus, Live Data o să detecteze acest lucru, că nu mai avem subscriber și o să facă free la toate resursele respective. Deci sunt multe avantaje, multe, să zicem așa,
lucruri de care trebuia să avem grijă noi ca și dezvoltatori când ne implementam propriul observer s-au rezolvat cu live data. Backstack-ul, adică când dăm click back dintr-o activitate în alta, trebuia să avem grijă să din activitatea precedentă să facem unsubscribe, să facem release la resurse, toate aceste lucruri, dacă folosim live data, sunt implementate deja pentru noi. Ce mai oferă live data, și o să vedeți îndată prin exemplu, e two-way binding, adică dacă modificăm ceva pe referința de pe UI, automat modificările o să se propage pe backend. De asemenea, dacă modificăm ceva pe partea de backend, modificările o să se propage pe interfața grafică. E un mod foarte facil pentru a și ușor pentru a sincroniza date între interfețe. Și acum, cum putem folosi? Să zicem că avem un obiect care prezintă date de trading, să zicem criptomonede sau monede sau acțiuni la bursă. Folosind un manager putem să obținem datele de pe un server sau de undeva. Și apoi avem un listener care pentru fiecare modificare de preț am vrea să ne arate modificările respective pe interfața grafică. Aici am definit noi obiectul nostru să extindă live data și îi spunem ce să facă când se activează acest obiect live data și când se deactivează. Când se activează, ne conectăm, să zicem, la server și înregistrăm listener-ul nostru ca să obținem toate notificările de la server, iar în momentul în care se dezactivează, nu se mai folosește acest obiect live data, ne facem unsubscribe, ștergem acest listener. Folosind aceste construcții simple, avem avantajele de care ziceam înainte, adică în activitatea noastră putem, folosind acest apel observ, să ascultăm toate modificările pentru un anumit simbol, o criptomonedă, să zicem. De fiecare dată când o să primim o notificare, o să o arătăm, să zicem, pe ecran. Să primim această notificare și o să arătăm nou preț pe ecran. Dacă discutăm de moduri de a partaja date între fragmente sau între activități, după cum ați văzut din primul exemplu, foloseam intent și trimiteam informația prin bundle, dintr-o parte în alta. Folosind view model și live data, eliminăm acel mod sau necesitatea folosirii acelui bundle, deoarece dacă în view modelul nostru folosim un live data, o să putem folosi view modelul fiind legat de contextul aplicației, să zicem, o să aibă ca și durată de viață mai mare, ca timp de durată de viață, o să fie mai mare decât cel a activității și o să fie în viață chiar dacă activitatea A, să zicem, sau activitatea părinte, nu mai e folosită și am dorit să trecem în activitatea B. Prin view model putem face acea legătură, iar live data o să ne permită să scriem informație din activitatea A sau din fragmentul A să îl trimitem către fragmentul B. Și aici, printr-un o componentă numită shared view model, definită de noi, care să fie un view model, să zicem, avem un câmp selected, care e obiectul nostru de domeniu, numit item în cazul de față. O să memorăm care, să zicem, obiectul selectat în listă, să spunem. În fragmentul nostru inițial sau în list view din activitatea principală, să zicem, în momentul în care
o creăm, o să obținem o referință la view modelul nostru și de fiecare dată când utilizatorul o să selecteze ceva în listă, să zicem, sau într-un drop-down sau ceva, deci când face click pe lista respectivă, o să dorim să creăm, să vedem detalii, să spunem, despre elementul respectiv. Aici, în fragmentul de detalii sau în activitatea care prezintă detaliile, o să instanțiem același view model. Deci, după cum vedeți, aici îi spunem, folosim providerul, contextul și obiectul pe care am vrea să-l obținem. În activitatea de detalii o să facem observ, adică să observăm modificările la live data-ul nostru. Iar modificările care o să se facă în activitatea A o să se propage în fragmentul destinație sau în activitate de destinație. Room este un engine de bază de date care în spate folosește SQLite, dar folosind view model și live data ne elimină din tot acel boilerplate code, codul acela care trebuia să-l menținem noi și nu are legătură cu business logic-ul nostru și ne permite să ne concentrăm doar pe ce e important ca și obiecte care se persistă în aplicația noastră. Asemănător cu Realm, o să vedeți că ni se generează operațiile crud și mai mult, foarte ușor putem să generăm cod pentru query-uri și interogări custom. Deci ca și arhitectura avem componenta de interfață grafică, o activitate sau un fragment, să zicem, care prin view model, folosind live data, o să ajungă la un repository, să interogheze sau să trimită date, iar repozitoriul respectiv o să folosească în spate SQLite cu content value și cursoare ca să obțină sau să modifice date în numele nostru. Ca și dependințe, să zicem, pentru room avem room runtime și aici folosim și compilatorul, să zicem, plugin-ul de Kotlin ca să ne genereze cod la design time în IDE. Dacă folosim Kotlin, atunci folosim această extensie minus KTX. Dar pentru Java o să folosim varianta fără KTX. Se pot componentele testa foarte ușor și aici avem suport pentru a testa. Cum am zis, de regulă o să folosim room cu view model și live data și o să avem librăria aceasta pentru ambele. Îs integrate, view modelul e integrat cu ciclul de viață a unei componente și atunci putem foarte ușor să deci dacă legăm un live data de ciclul de viață a unei aplicații, automat o să se facă release la subscriber pentru noi. În momentul de față, acestea sunt versiunile disponibile. Dar, cum am zis, de fiecare dată vă rog să verificați pe site, să vă asigurați că aveți ultimele versiuni sau versiunile dorite. Asemănător cu Realm, avem obiecte simple, în cazul de față o clasă simplă, Word, și avem anotări. Îi zicem, acesta este cheia primară, dacă dorim alt nume pentru câmpul respectiv, putem să folosim column info și să-i spunem alt nume. În cazul de față am folosit același nume, puteam să omitem această notare. Implicit, ni se generează coloane cu numele câmpului. Pentru a face persistabil un obiect, o să adăugăm această anotare, entity, la care îi spunem numele tabelului în care am vrea să se persiste.
În momentul în care am definit un astfel de obiect cu cu anotarea entity, obiectul respectiv, pentru obiectul respectiv o să ni se genereze operațiile CRUD și o să vedeți, o să avem șansa să îl folosim în interogări și în statement-uri. Pentru a accesa un obiect de acesta, este recomandat să folosim un repository, un data access object. În cazul de față, aici, vedeți, avem o interfață pe care o adnotăm cu ArondDAO de la data access object și apoi pentru fiecare metodă, pentru fiecare câmp, scuze, avem un nume, un rezultat. Și cu anotarea aceasta getQuery, ca și string îi scriem noi o interogare. Îi spunem că vrea toate înregistrările din tabela aceasta ordonate după câmpul Word. Ca și rezultat, i-am zis live data, o listă de cuvinte. În momentul în care noi specificăm aici un tip de dată, pe baza anotării query, în spate o să ni se genereze o metodă cu numele specificat aici, care o să returneze un live data cu legătura către bază de date prin care obținem toată lista de cuvinte. De fiecare dată când o să se adauge ceva în tabela respectivă, din cauza că am folosit live data aici, peste tot pe unde o să folosim acest rezultat, o să fim notificați cu nou element, cu nou cuvânt, în cazul de față. Asemănător cu query, putem să definim metode pentru insert și nimic mai mult nu trebuie să definim aici, îi zicem doar că vrem să inserăm un cuvânt. Asemănător pentru delete și update. La update folosim around update, cum vrem să se numească operația de update și apoi zicem obiect. În spate, odată ce am definit această interfață cu metodele pe care dorim să ni se genereze, o să ni se genereze o implementare care are logica pe care am văzut-o la SQLite cu content value, cu cursor, să ne insereze, să ne șteargă sau să ne interogheze o tabelă definită prin anotarea entity. Cum am zis, putem beneficia și să obținem rezultatul cu live data și să obținem toate modificările respective, tot ce se introduce în bază de date, în tabela din bază de date. Odată ce am definit un DAO și o entitate, ne definim un obiect database, care este abstract, noi o să definim doar această metodă abstractă, referința, legătura între bază de date și DAO pe care l-am definit înainte. Cu @database îi spunem entitățile pe care am vrea să le accesăm, ce versiune are bază de date și ce DAO-uri am vrea să folosim cu această bază de date. Odată ce am definit această legătură, folosind un companion object, ne creăm o instanță și aici vedeți cum putem să creăm o instanță, definim getInstance, facem să fie singleton, deci dacă nu a fost definită atunci o creăm, folosim builder-ul și aici vedeți cum putem să-i zicem și care e planul de migrare de la o versiune la alta. O să vedeți cum în documentație cum putem să definim planuri intermediare de la o versiune la alta sau să se sară peste anumite versiuni. Și dacă, să zicem, nu avem un plan de migrare, putem să-i zicem un callback în care să tratăm noi cum să se facă migrare. În cazul de față, noi am folosit o migrare de tip destructivă, să zicem, se șterge tot și se recrează bază de date. În producție nu o să folosim niciodată așa ceva, că se pierd toate datele. Pentru exemplu nostru de față,
e mai ușor. Cum am zis, repozitoriul nostru, care o să fie generat pentru noi, o să facă legătura dintre ViewModel și obiectele Data Access Object sau un repository sau o implementare de tip rețea în care să ducem datele de la un server. Iar în ultimul laborator, ultima temă de laborator, dacă folosim acest pattern, o să vedeți cum putem foarte ușor, când suntem offline, să folosim date din bază de date locală, când avem acces la internet, să persistăm datele la un server. Acum, în repozitorii o să folosim, o să delegăm acel live data către Data Access Object și majoritatea operațiilor o să delege la un DAO sau la un repozitoriu peste rețea. În cursul de astăzi o să folosim doar Data Access Object. În ViewModel, cum am zis, folosim, și am văzut în exemplu de dinainte, folosim live data-ul pentru a obține acea legătură cu bază de date. Și aici vedeți în constructor, obținem referința la bază de date, obținem DAO-ul și apoi facem o interogare. Luăm toate cuvintele. Fiind un live data, dacă legăm de UI, o să fie disponibil ca și observer. Pentru operația de insert, facem o simplă delegare și aici folosim un fir de execuție nou. O să discutăm mai mult despre firele de execuție. Ideea e că operațiile de bază de date și cele peste rețea trebuie să se facă într-un fir de execuție separat de interfața grafică. Și atunci, vedeți cum aici insertul facem într-un fir de execuție separat în scopul ViewModel-ului. Adică cât timp trăiește acest ViewModel, acea operație, acel fir de execuție și el o să fie disponibil. În momentul în care, să zicem, ViewModel-ul își încheie execuția, dacă un fir de execuție în acest scop mai este în viață, o să fie terminat. Să fie omorât. Acum o să schimbăm exemplu la cel cu ViewModel. Aplicația asta este foarte asemănătoare cu ce am prezentat în cursul trecut cu ViewModel, dar ce e diferit aici e că folosim live data. Deci în ViewModel-ul nostru, vedeți, avem un repository care ne întoarce ca și obiect un live data. Live data primit de la DAO. Deci în DAO avem cele trei operații pe care le-am prezentat pe slide. Să obținem cuvintele în ordonate alfabetic, să inserăm și să ștergem cuvinte. Iar în activitatea noastră arătăm cuvintele respective într-o listă și aici vedeți cum legăm rezultatul live data-ul de la primit de la ViewModel de interfață grafică și adăugăm un cuvânt în adapter. Putem să adăugăm cuvinte aici, să zicem. O să vedeți că o să se adauge tot timpul, o să fie alfabetic. Dacă îi zicem Apple, să fie cu A mare, o să se pună la început. Acum, ziceam că toate modificările care se fac în bază de date se reflectă și pe interfața grafică. În meniul View avem un submeniu numit Tool Windows și aici avem un App
inspection. O să discutăm într-un curs viitor mai mult despre inspector respectiv, dar dacă îl pornim, o să vedeți că se atașează la aplicația care rulează acum implicit și ne arată pe lângă alte task-uri care rulează în background. Avem un tab aici cu Database Inspector și putem să vedem care sunt tabelele care sunt disponibile pentru noi. Și vedeți că avem, ca și pe interfață grafică, 4 înregistrări. Dacă modificăm o înregistrare de aici, îi zicem test, să zicem, deci asta e un view la bază de date, direct. În momentul în care îi dăm Enter și salvăm modificarea, vedeți că automat vedem modificarea respectivă pe interfața grafică. Mai mult, dacă ne uităm în inspector, îl lăsăm pornit și creăm o nouă înregistrare din interfața grafică și dăm Save, aici view-ul respectiv nu e făcut să ne arate instant modificările, dar dacă îi dăm un refresh, vedeți că ne apare noua înregistrare. Deci, folosind live data, facem acea legătură two-way binding, adică facem o legătură prin care toate modificările care se fac în bază de date ni se arată în timp real la interfața grafică prin listener-ul respectiv și tot ce facem pe interfața grafică se propagă și ajunge în bază de date. Sper că se vede cât de ușor putem să interogăm și să ne conectăm la bază de date folosind Room și care e diferența față de SQLite. Acum, dacă discutăm de, să zicem, alte platforme pe care am vrea să persistăm datele, Real ne permitea, după cum am văzut, să persistăm date și pe iOS, dar, cum ziceam, Real are unele dezavantaje și de asta au apărut framework-uri mai noi, ca și SQL Delight, de care o să discutăm acum, care ne permit să facem ce făceam, să zicem, în Room, pe Android, să facem și pe alte platforme, și pe iOS. Ce-i diferit față de Room, să zicem, aici e că pornim de la statement-uri. Deci e centrat oarecum pentru, să zicem, dezvoltatorii care sunt obișnuiți cu bază de date relaționare, care știu și înțeleg foarte să scrie foarte ușor interogări în bază de date relaționare, pornind de la o schemă și de la niște interogări definite în acest mod, SQL Delight o să ne genereze el obiectele de DAO și repozitorii prin care să interogăm bază de date. Și acum, la setup, avem o dependență de plugin și o dependență de driver în ca și modul. Iar odată ce avem aceste dependențe, putem scrie într-un fișier text cu extensia .sq de la SQL Delight, interogări de genul ăsta sau statement-uri. Să definim o schemă cu create table și aici vedeți că seamănă foarte mult cu limbajul SQL folosind de bază de date relaționale. Câmpuri cu tipuri de date, cu valori pentru tipuri respective. Putem face index pe tabela definită. Putem scrie statement-uri ca să ne insereze date în tabela respectivă. Odată ce am definit interogările respective, și o să vedeți cum
folosind o notare de genul ăsta, select all, și apoi scriem cum să se facă selectul. În repozitoriu o să ni se genereze o metodă numită select all, care o să facă în spate ce am zis aici. La fel pentru insert, update și delete. Și aici vedeți că avem chiar statement-uri pe care, să zicem, le regăsim și în JDBC, în Java. Ca să folosim, definim o, să zicem, o referință la bază de date cu driverul de legătură și apoi ni se creează din bază de date o referință, prin referință la repository, ne creăm o interogare. Player queries, să zicem. De tipul player queries, e un obiect care a fost generat pe bază la conținutul din fișierul precedent. Pentru a gestiona interogarea respectivă. Odată ce avem interogarea, putem folosi select all, deci nume din ce am definit înainte, select all, ca să rulăm acel query. Și aici vedeți cum executăm rezultatul și îl obținem ca și listă. Să inserăm ceva, îi spunem efectiv câmpurile cu valorile și ne inserează obiectul respectiv. Avem și aici un demo numit SQL Delight. Dăm drumul. Până pornește, o să ne uităm cum în onCreate, cum am zis, avem un driver care are o schemă, un context și un nume de tabelă. Odată ce am definit driverul, folosind obiectul database, obținem o referință la query-ul nostru. Și aici, dacă ne uităm, o să vedem ce s-a generat pentru noi, pentru query-ul respectiv. Obiect asemănător cu ce aveam în room. Facem un pic mai mare aici. Deci avem o listă. După ce am definit query-ul respectiv, adăugăm un titlu în toolbar și apoi inițializăm un recycle view cu rezultatul. Dacă ne uităm aici în recycle view, vedeți că la adapterul nostru folosim select all de la queries ca și listă și ajung valorile din bază de date să se pună în recycle view de aici. În momentul în care dăm click pe un obiect, pe un item de acolo, ne arată detaliile din folosind activitatea item details și aici în fragment pot să meargă cu fragmente pe diferite orientări. Folosim iar bază de date și facem, să zicem așa, legătura între fragmente prin bază de date. Îi trimitem doar ID-ul, iar în fragmentul destinație, folosind acel ID, cu obiectul queries, executăm un alt query pe care l-am definit dacă ne uităm aici, în view de project, da, aici într-un fișier numit player sq, aici am definit select all și select by id, care interoghează tabela folosind un id de utilizator. Iar în fragment,
revenim la fragment. Noi o să folosim Select by ID, spunem ID-ul pe care îl obținem din bundle și îl arătăm detaliile pe ecran. Legăm full name-ul de titlu și conținutul îl arătăm aici. Vă rog să vă uitați peste exemplele prezentate și să decideți dumneavoastră care credeți că este engine-ul care s-ar potrivi cel mai bine pentru aplicația dumneoastră. Eu vă recomand să folosiți Room, deoarece este foarte ușor de folosit și merge foarte bine cu MVVM. În același repository o să vedeți că mai avem și exemple, un exemplu pentru Flutter. Vă rog să vă uitați peste acest exemplu, cum putem să folosim SQLite cu o librărie în Flutter, deoarece s-au micșorat orele de curs cu scenariile astea hibrid de COVID. Nu apucăm să ne uităm, dar dacă doriți ne uităm la laborator. Deocamdată atât am avut de discutat astăzi. Dacă aveți dumneavoastră ceva întrebări, vă rog să-mi spuneți. Văd că Răzvan are o întrebare. Dacă întrebarea lui Răzvan e dacă se poate crea un JSON care să fie dat direct la obiectul Node. Da, se poate face, dar o să vedeți dacă vă uitați peste exemplu care l-am arătat la cursul trecut cu Retrofit, acolo JSON-ul respectiv ne era tradus automat în obiect. Și noi în cod o să folosim obiecte, nu o să lucrăm direct cu JSON-uri. Dar da, se poate crea un obiect pe bază la un JSON. Dacă e neclar exemplu de data trecută, te rog la laborator să ne zici și o să discutăm și insistăm pe modul cum putem să consumăm obiecte REST, informații din JSON și să le pertităm bază de date locală folosind Room. Dacă nu mai sunt întrebări, o să încheiem activitatea de astăzi. Sper că s-a înțeles și v-a plăcut ce am prezentat. Vă urez multă sănătate și o zi plăcută. La revedere!